relația cu duhovnicul e relația cu Dumnezeu, pentru că prin duhovnic ți se iartă păcatele la spovedanie, că ești preot, că ești mirean, tot același lucru, și prin duhovnic te poți mântui, pentru că zice Hristos, cine mănâncă trupul și sângele meu are viață veșnică, deci cine nu, nu. Și atunci cum te poți împărtăși? Spovedindu-te. Cum te spovedești? Având un duhovnic. Dacă n-ai duhovnic, legat una de alta... Deci chiar și preotul se spovedește și are un duhovnic. Bineînțeles, da. La rândul său. Ar fi absurd să ne trufim, să spunem la oameni, tu trebuie să te spovedești, păcătosule. Dar eu nu. Nu. Deci ar fi absolut absurd.